Bine ați venit, suntem la conferința de presă dinaintea partidei cu CSKA 1948, returul din turul 2 preliminar al UEFA Europa Conference League. În fața dumneavoastră sunt domnul Elias Haralambus și capitanul echipei noastre, Darius Olaru. O să rog pe Darius să spună câteva lucruri despre meci, apoi vă stă la dispoziție pentru întrebări, după care îl vom scuza să poată să meargă să pregătească pentru antrenament și rămânem cu mister. Ok? Darius, te rog. Bună ziua! Da, știm că ne așteaptă un meci foarte greu. Cred eu că suntem pregătiți și așteptăm calificarea, dar trebuie să facem un joc bun, solid mâine pentru a obține acest lucru. Este un dezavantaj mare faptul că nu veți juca cu spectatori? Cu siguranță. Cred eu că dacă erau foarte mulți oameni în spatele nostru, era mult mai ușor, dar cred eu că mâine, dacă ne vom face jocul și vom avea un joc foarte bun, cred eu că vom reuși să ne calificăm. Care sunt aburile voastre? Tu și Coman sunteți cei mai în formă jucători. Tu ești unul dintre cei mai lăudați jucători în acest început de sezon. Care ar fi aturile voastre în fața bulgarilor, ținând cont că deja le-ați luat pulsul în primul meci? Da, nu cred că doar eu și Coman, cred eu că toată echipa am avut un început bun de sezon. Sperăm să continuăm la fel și cu siguranță noi am ieșit mai mult în evidență, dar cred eu că cu ajutorul întregii echipe am făcut asta și am avut jocuri destul de bune. I-ați luat un pic de sus așa în prima manșă? Nu, cred că a fost și primul meci de Europa și nu ne-am simțit chiar, am intrat puțin temător, să zic așa. Cred eu că mâine va fi cu totul diferit și sperăm să facem un joc solid să ne calificăm. Vă gândiți și la danezii, la danezi sau nu? Deocamdată ne gândim acolo, avem partida de mâine, trebuie să ne calificăm și abia după o să-i analizăm și pe ei și vom fi pregătiți și pentru ei. Dar la meciul cu CFR? Nici la meciul cu CFR, deocamdată meciul de mâine. Meciul de mâine este cel mai important. Da, dar ați primit o veste vis-a-vis de meciul cu CFR zilele astea foarte importantă, că veți juca în Ghencea și că biletele practic aproape s-au epuizat. Da, știm asta. Ne bucurăm că jucăm în Ghencea. Este foarte important pentru noi. O să avem susținerea multor suporteri de noștri. Așteptăm un număr cât mai mare și, cum spuneam, deocamdată avem meciul de mâine și după avem timp să ne gândim și la meciul cu CFR. Dar tu n-ai apucat să joci în Ghencea ca jucător al FCSB-ului, e așa ca o revenire acasă sau da, nu o simți? Da, încă n-am apucat să joc acolo, nici măcar la națională n-am jucat în Ghencea. Nu știu, va fi ceva nou, dar aștept cu nerăbdare să joc acolo. Deocamdată primul meci și abia după să mă gândesc să joc cât mai multe meciuri acolo. Care crezi tu că e secretul acestui start pozitiv de sezon, comparativ cu celelalte sezoane în care începeați mai greu, aveți maximum de puncte? Cred eu că în primul 11 am păstrat foarte mulți jucători de sezonul trecut, suntem mai omogeni, au venit și câțiva jucători cu calitate, care au intrat și s-au integrat foarte bine în primul 11 și cred eu că ăsta este cel mai mare atu, că ne simțim mult mai bine în teren. În acest sezon? Obiectivul meu personal este să-mi ajut echipa să-și îndeplinească obiectivele. Clar, trebuie să ne calificăm dacă putem în grupele conference, iar apoi să câștigăm campionatul și cupa asta. După victoria din tur, FCSB este favorită la calificare, dar la cum ai simțit din teren pe bulgari, crezi că sunt capabili să întoarcă soarta calificării aici la București? Dacă nu vom intra bine în teren și nu vom avea agresivitate, atitudine, e clar că ne pot pune probleme, dar dacă ne facem noi jocul și avem încredere, nu cred că vor putea face acest lucru. Cum vă simțiți atunci când foarte multă lume spune că veți câștiga la pas campionatul? Nu știu, e un lucru important, pentru că până în acest sezon ne vedea nimeni de la început favoriți. Nu știu, ne dă încredere, dar asta depinde de noi. Trebuie să ne păstrăm ritmul, trebuie să avem această constanță în joc și
numai acest lucru ne poate face campion la sfârșit. Emulația asta creată în jurul vostru și faptul că fanii cumpără biletele la meciuri de acasă pe bandă rulantă vă motivează? Da, ne dă încredere. Până acum, pe început de sezon, nu aveam tot timpul așa de la început, să zic, mulți oameni la meciuri. Noi ne reveneam abia pe final, începeam foarte prost campionatul și pe final simțeam lumea că vine mult mai aproape lângă noi, dar tot timpul am fost aproape. Sper eu ca anul acesta să fie anul în care vom obține ce își doresc toți și ce ne dorim și noi până la urmă. Mai în glumă, mai în serios, domnul Becali spunea zilele trecute că se lasă de fotbal, se apucă de oi dacă ne scop bulgarii. Da, acum, nu știu, sper să nu facem vreo surpriză mâine și să nu-i facem pe plac dânsului. Adică cred eu că, cum am spus, dacă vom intra bine în teren și vom avea atitudine și agresivitate, nu cred că o să ne pună probleme. Ce s-a schimbat în jocul echipei, în sistemul din acest an? Poate venirea lui Djokovic te-a apropiat parcă mai mult de poartă, goluri, pase decisive deja în aceste 4 meciuri? Da, el este un pic un jucător mai defensiv și ne ajută foarte mult că aleargă foarte mult pentru echipă, ceea ce îmi dă mie mai multă libertate în atac și mă face, cum ai spus și tu, să fiu mai aproape de poartă. Nu știu, nu contează pentru mine neapărat. Eu și în sezoanele trecute și acum dau totul pentru echipă, mă pun în slujba echipei și rezultatele le aștept. Unii analiști au spus despre tine că simulezi. Ce le transmiți? Că da. Cred că ai văzut și tu opiniile. Da, am văzut și eu niște. Simulezi cam mult sau ceva de genul. Da, acum este părerea lor, nu vreau să discut. Eu dau totul de la meci la meci și la antrenament. Mă pregătesc la fel cum joc și la meci și atât. Cum ați primit sau cum ați sărbătorit, să spunem așa, în vestiar anunțul veștii că veți juca în Ghencea? A fost așa o bucurie aparte sau ce ați vorbit voi jucători între voi în vestiar? Nu, așteptam de mult acest lucru. Nu știu, vom vedea cum ne vom simți la primul meci acum. Sper eu să sărbătorim după meci acest lucru, pe o victorie. First of all, good afternoon to everybody. After the first game in Bulgaria, I said, and after in the press conference, that nothing is finished. It was finished only the first half, and now we have the second half tomorrow. The situation now is a bit different because we could analyze the game, our game, and we can analyze the game that we played against them, so we know the team better, as they know us better in this situation. But in my point of view, the game is open, so if 1% we think that we already passed in the other round, we will have big problem. If we don't enter in the pitch with all our energy and all our strength, we'll have problems. So we have to be focused from the first minute because they're a good team. You see, last weekend they didn't play, they took free, so they will be ready for this game. So my players are ready, they are focused, and I believe with the correct attitude and the correct gameplay that we have and the plan, we can manage. But I say again that it will be very, very hard for us. From my side, I want to say good luck to all the Romanian teams that play tomorrow, and I wish them good luck as well. Will you play with the first team, all the players? First team? Yeah, all the players, all the good players will play. We have 25 players, they are all good players, all first team. We don't have first and second team. We have a big squad, and we don't have marks for first team and second team. They are all the same. It depends who will be, who we decide to start this game, but for sure we have to make some rotation in these games because we play every 3 days. So we'll need all the squad, as I said, from the first day that we started this European and Championship games, that we have to make rotation, and we believe in all the players, in all the squad. Vlad Kirkić will be one of the players who is rotated? I cannot tell you now who will be rotated. You will see tomorrow, but we will see. We have the training now,
and we will decide after the training. We'll see if everything goes well in the training, if everybody is fit, and then we'll decide who will be the first 11 for tomorrow. I was asking because Mihai Stoica told yesterday that he will not. Okay, we have training. You know, after the training, you don't know what will happen. So that's why I cannot tell you. If I tell you something and something happens in the training, so nobody knows. We have one more training, and then we'll decide who will be fit and who will not be fit for the game. But what is your opinion about Vlad Chiricheș? He's a leader. Look, from the day he's here, I was asked many times about Vlad, and I will repeat again that I'm very happy to have such a player in the team, not only for his leadership and his personality, but also for his quality, because he has big quality. He knows the league, he knows the team, he knows the dressing room, all the players respect him. So for us, it was a very, very big sign, I repeat. What do you know about Ghencea? I know Ghencea, I know the stadium, but Ghencea comes after the game tomorrow. We have the game tomorrow. Okay, I know you want to hear from me what I know about Ghencea. It's important because tomorrow, you know, it's a special game. We have to adapt in the situation that there will not be fans. So we have to adapt in this situation. In Ghencea will be other situation. We have fans. Full house. Full house, so we have to adapt in all situations now, you know. So first, let's finish the game, and then we see the full house after this game. Thank you. Yes? I have one more question. The owner said that if the Bulgarians will beat... With this question you told me last week there, I didn't hear something. No, he said now that he'll quit if the CSKA will win. I didn't hear, I don't know, but I think that, okay, this doesn't exist. The owner loves the team, and we, from our side, the players, will try to win also for him, also for the fans. But, okay, he's an emotional person, and I don't think that whatever happens, and touch wood, nothing bad happens, but he has this love for the team, and I don't believe that something like this will happen. Radunovic is fit? Okay. Yes, he's 100% fit, yes. All the players are okay? Yes. Until now, yes. Until now, yes. I want to be honest and fair with you. Until now, yes, but as I told you, you never know what will happen in one training. We have the last training now, after I leave from here.